Vocea supergrupului american de metal progresiv Savatage a ajuns în România pentru două concerte, la Cluj-Napoca și la București, alături de noua sa formație Circle to Circle. Zach Stevens spune că a rămas prieten cu toți componenții Savatage și își dorește să ducă muzica acestei trupe mai departe. De câte ori pot, mă văd cu foștii mei colegi. Vorbim mult despre refacerea Savatage. Nu știu încă o dată precisă. Ei trebuie să-și finalizeze în august anul acesta proiectul cu Trans-Siberian Orchestra și apoi ne vom gândi la ce se va întâmpla pe viitor cu Savatage. Mi se pune întrebarea aceasta tot timpul, dar și eu vreau să fac asta. Deci îi vom acorda toată atenția pe viitor. Circle to Circle a oferit la Cluj-Napoca alături de Manticora și Burning Black un concert extraordinar în cadrul unui turneu european intitulat Delusions of Grand Tour 2009. Ultimul album înregistrat de solistul Zach Stevens în 1997 cu trupa Savatage, The Walk of Magellan, a fost considerat cel mai bun material al trupei de după 1993. În 2000, Stevens a părăsit formația din motive personale. În 2002, Zach Stevens a revenit punând bazele propriei formații Circle to Circle.